Dinamo a dat lovitura la Mediaș. S-a impus cu 5-0 în fața gazului și a devenit nou lider al ligii întâi. Torje și Dănciulescu au ratat primele ocazii ale partidei. Marius Niculae a obținut o lovitură de la 11 metri, dar și eliminarea lui Radu Zaharia. Cătălin Munteanu a transformat fără emoții de la punctul cu VAR, iar la pauză Dinamo conducea cu 1-0. În 10 oameni, medieșenii au pus totuși în pericol poarta albroșilor prin Târtovaci. Acolo lovitură de cap a fost respinsă de Bălgrădean. Dinamo s-a dezlănțuit și a dat recital de goluri. Dănciulescu a făcut 2-0, iar Marius Niculae a reușit dubla în doar 10 minute și a ajuns la 3 goluri în 2 etape. În prelungiri, Gabi Torje a stabilit scorul final. 5-0 pentru Dinamo cu un șut plasat din marginea careului. Nu am așteptat la acest scor, am arătat cu echipă. Deși scorul este mult prea mare, dar ăsta e fotbalul. Am reușit să marcăm aproape la fiecare ocazie care ne-am creat-o și sunt bucuros. Ambele echipe așteaptă cu meciurile retur din turul 3 preliminar al Europa League. Dinamo joacă în deplasare cu Varaždin în direct la Digi Sport 1 joi de la ora 18, iar gazul primește vizita nemților de la Mainz tot joi de la ora 20 în direct la Digi Sport 1.